Dragi frați și surori, în seara aceasta, așa cum v-am spus, suntem în atmosfera acestei sărbători a pogorârii Duhului Sfânt și alegem texte din Scriptură care ne vorbesc despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt în viața oamenilor. În seara aceasta m-am oprit la acest pasaj din Epistola Apostolului Pavel către Romani, un pasaj cunoscut, un pasaj din care eu însumi, de-a lungul anilor, am predicat, am ținut diferite mesaje. În seara asta, recitind pasajul acesta, mi-am pus o întrebare. Și întrebarea mea va fi de altfel și titlul mesajului din această seară. Cum putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi? Cum putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi? Dacă vă uitați în pasajul acesta, de două ori apare, chiar am putea spune de trei ori, dacă vă uitați aici bine, dar în mod deosebit spune: voi însă nu mai sunteți pământești, versetul 9, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Apoi, versetul 11, și dacă Duhul celui ce a înviat dintre cei morți locuiește în voi. Și apoi, a treia oră, tot în versetul 11, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci observați, de trei ori, ne spune Apostolul Pavel despre locuirea Duhului Sfânt în noi. De altfel, Domnul Iisus, înainte de a fi răstignit în noaptea trădării sale, a stat de vorbă cu ucenicii Săi. Și dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, El a spus ucenicilor în cele două versete, 16 și 17, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Foarte important, nu? E, vedeți, noi suntem Biserică Pentecostală. Și noi vorbim de Duhul Sfânt și vorbim de faptul că El locuiește în noi. Una din frecventele întrebări pe care noi le auzim de multe ori: tu ai Duhul Sfânt? Și întrebarea asta răsună în urechile multor oameni. De multe ori, oamenii dau diferite răspunsuri. Însă, vedeți dumneavoastră, spuneam, dacă v-aș da o bucată de hârtie să scrieți, spuneți-mi ce ați scrie la întrebarea asta. Cum putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi? Poate unul din răspunsurile pe care le-aș întâlni ar fi: dacă vorbesc în alte limbi, sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine. Eu nu zic că în parte afirmația asta nu e corect. E corect, dar în parte. Pentru că mie Biblia îmi spune în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 13, următoarele, și citesc, și chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. E adevărat? E adevărat. Biblia spune asta. Ba mai mult, unii ar putea să și contrafacă vorbirea în limbi. Și acolo e o problemă. Acolo deja intrăm pe alt rând, că se poate. Dar eu am văzut oameni care nu se împacă cu unul sau cu altul, care au ură, dragoste, nici vorbă, dar de vorbit în limbi dau drumul. Și acolo am semne de întrebare. Pentru că auziți ce spune Biblia. Și nu ar fi dureros să fie în final un chimval zângănitor? N-ar fi dureros să fie, cum spune aici, o aramă sunătoare? Apoi, zic unii, dacă prorocește,
Dacă are un dar al prorociei și vai, cum ne place nouă să fie prorocie, nu? Și chiar dacă știu unii că ăla nu-i bine, păi să duc după el. De câte ori n-am tras semnale de alarmă? Chiar și aici. Și-au venit unii, și-au fost, și-au dat drumul și au zis, da, ăștia sunt, au Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt nu era acolo, că dacă te uiți la viața lor și pun de care cu măs și, mă rog, deznodământul, numai Duhul Sfânt nu a fost acolo. A fost îndrăzneală, a fost ce vreți. Dar dacă s-a spus, au zis, a, ăștia au treabă cu ceva. N-au treabă. Eu cred, doresc lucrarea asta, știu despre lucrarea asta de copil, aș putea să spun, mi-e dragă, dar nu pot să fiu de acord cu niciun fals. Și niciodată nu o să spun da la ce nu e da. M-ați înțeles? Și eu cred că Dumnezeu ne dă discernere să vedem. Au fost situații când am luat decizie noi și ca și comitet, ca și slujitori, și au fost persoane care au zis că nu, bă, nu știu cine le-a vorbit lor. E, dar ăla nu mă mai sună pe mine deloc. Nici pe fratele Grigore, nici pe Mare, nu ne mai sună. Pentru că noi le-am dus și am pus acolo în față la cine trebuia, că numai n-a fost cum o zi. Dar vreau să vă spun că pot să fie și în privința asta oameni care să zică în ăla locuiește Duhul Sfânt dacă prorocești. Eu zic, da, în parte e adevărat. Dar poate să fie și o altă situație în care el să prorocească din îndrăzneală, oamenii să nu ia cuvântul Scripturii așa cum spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Atunci, zice, nu, ăla e un om în care locuiește Duhul Sfânt și eu mă duc mai departe. Oameni buni, pot să fie și alte situații, nu? Să vezi minuni, să vezi lucrări deosebite și uitați-vă, tot Petru spune aici și de-aș avea toată credința să mut și munții și n-aș avea dragoste sub nimic. De ce? Pentru că uitați-vă în Romani, capitolul 5, versetul 8, în capitolul 5, versetul 5, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dacă e turnată dragostea lui Dumnezeu, dragostea asta se va răsfrânge în toate aspectele vieții. Iar dacă nu există acea dragoste pe care o tornă Duhul Sfânt, atunci ați auzit și vorbirea în limbi. Poate să fie la un moment dat doar atât, să fie calificată, cum spune aici apostolul, chimval zângănitor, aramă sunătoare. Prorociile și tot ce vreți spune, și dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Deci sunt situații, și noi trebuie să fim realiști, să fim cu picioarele pe pământ și să vedem că sunt anumite lucrări exterioare care ne pot impresiona, dar în definitiv, acele lucrări să fie lucrări făcute, fie din îndrăzneală, fie, așa cum vedeți dumneavoastră, s-a întâmplat și la Anania și Safira, au vrut să fie și ei în rând cu alții care vindeau ogoarele, dar în spate a ascuns ceva din prețul moșioarei, nu? Și nu au făcut din dragoste, au făcut pentru publicitate, au făcut pentru a capta atenția lor, a altora asupra lor. Și atunci stăm și ne întrebăm, putem vorbi multe alte lucruri, însă aș vrea să intrăm în textul ăsta și să căutăm să dăm răspuns și cum putem ști dacă Duhul Sfânt locuiește în noi. După ce? Și textul ăsta e un test la care trebuie să ne supunem absolut fiecare, întâi eu, apoi tot cei care sunteți aici. Dacă vrea cineva să știe că Duhul Sfânt locuiește în el, atunci el trebuie să privească aici, la ce spune Scriptura. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este acesta. Cum putem ști dacă Duhul Sfânt locuiește în noi? Primul răspuns este dacă trăim după îndemnurile
Duhului. Ia auziți, dacă trăim după îndemnurile Duhului. Observați versetul 1, spune așa: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și apoi, observați versetul 5, spune 4, zice, pentru că porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Versetul 5. Și în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, observați, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Ei, de aici putem vedea următorul lucru. Dacă vrem să știm și să ne controlăm pe noi înșine, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, trebuie să vedem dacă trăim după îndemnurile Duhului sau după îndemnurile firii. Firea întotdeauna dorește lucrurile de aici, de pe pământ. Firea întotdeauna e preocupată de distracție, de chef, firea este preocupată de plăceri, firea este preocupată de lucrurile prin care să se simtă bine. Firea vrea să stea la televizor, să urmărească tot felul de scene și erotice și de altă natură, și firea vrea să se simtă bine la toate capitolele astea, nu? Fie că îi trebuie un pahar de băutură, fie că îi trebuie poate o priză de drog, da? Fie că îi trebuie, știu eu, un alt lucru prin care ea să se simtă bine. Îndemnul Duhului întotdeauna va fi împotriva îndemnurilor firii. Îndemnul Duhului întotdeauna îți va spune: tu nu poți să stai în fața unor scene senzuale. Tu nu poți să privești lucrurile astea așa, la care privesc alții, chiar dacă ai X-uri, chiar dacă ai cerculețe cu 18, cu 16, cu câte vrei, nu? Tu nu poți să stai la alea. Duhul îți va spune: tu nu poți să te așezi undeva pe scaunul celor batjocoritori, să te oprești pe calea celor păcătoși. Uitați-vă Psalmul 1, versetul 1, care e de foarte multe ori citit, nu? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dacă vrei să știi după ce îndemnuri trăiești, poți să vezi și de aici. Dacă stai la sfatul celor răi, nu. Cei răi urzesc, nu? Vedeți? Când oamenii stau la sfatul celor răi, ei se încadrează în categoria oamenilor despre care Biblia spune, nu, că ei sunt stricați. Observați Geneza, capitolul 6, versetul 5. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Îndemnurile firii spre rău. Puneți din nou Psalmul 1, versetul 1, nu? Nu se duce la sfatul celor răi. Și când stai și cochetezi cu cineva care vrea să facă răul, înseamnă că tu trăiești după îndemnurile firii. După îndemnurile firii. Dacă te oprești pe calea celor păcătoși, adică ce are că eu mă duc, nu știu, pe ce bar și stau acolo. Păi stai, din Evanghelie se vorbește acolo. Să-mi spună mie ei câte unul, că el mere și evanghelizează printr-un bar. Să-mi spui mie că tu evanghelizezi acolo. M-a zis unii că eu mă duc la discotecă și lui spun eu, asta s-o crezi tu. Mai departe, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Unde sunt unii batjocoritori? Uitați-vă până și pe tărâmul ăsta creștin, pe rețelele astea de socializare, deja e o modă din asta de a scoate ceva, de a trăi acum o greșit cineva, domne, să râdă cu gura până la ureche. Înțelegeți? Și durerea cea mai mare e că sunt și din ăștia, domne, care s-au așezat pe un asemenea scaun de batjocoritor și mai merg și alții, nu?
și decupează și cere, dacă unul a greșit, dă-i acolo și apoi să vezi câte like-uri primesc. Și apoi să vezi câte vizualizări și peste tot. Și râți, și râți, și batjocoresc. Nu, spuneți-mi, ce duh e acolo? Ce duh? Ăsta sunt demnurile Duhului. Să o creadă cineva. Alea sunt demnurile Duhului, nu, scumpe mei. Alea sunt demnurile firii. Înțelegeți? Ăsta sunt demnurile firii. Și atunci putem spune noi, o, eu am Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, atunci ești călăuzit de Duhul Sfânt și trăiești după îndemnurile Duhului. Dar dacă trăiești după îndemnurile firii pământești, și tu când ești la adunare, când ești acolo, tu vrei să le faci pe toate. Mă înțelegeți? Și sunt o seamă de creștini care ei nu mai au nicio barieră, nicio opreliște. Ei sunt așa, deasupra păcatului, știi? Cum citeam eu pe vremuri o carte despre călugărul Rasputin. Amar, vedeți, dumneavoastră, nu știu de ce l-a pus și pe sticle din astea, de băutură, și citiți Rasputin peste tot. Era un călugăr la curtea Romanovilor, la ultimul țar al Rusiei. Și omul ăsta era considerat că are puteri miraculoase și că se roagă și să fac lucrări mari prin el. Și culmea că noaptea mergea prin tot felul de locuri din astea de distracție, de chefuri și să nu mai spun alte nebunii și prostii. Și prințul Felix Iusupov, eu ce vă spuneam cartea acasă, vă spui din povești, astea le-am citit. Vă spun în rezumat, la un moment dat când l-a văzut pe acolo prințul ăsta care era din... Și cum se poate, tu omul ăla sfânt, omul ăla pocăit, dacă vrei, nu? Cu minuni, cu puteri miraculoase, ești pe aici. Și auzi ce răspunsul da? O, zice, de unul ca mine, zice, păcatul nu se mai prinde. Nu înțelegeți? Deci el așa era, era deasupra păcatului. Or fi din ăștia? Nu știu. Dar eu vreau să vă spun că oamenii care trăiesc după îndemnurile firii, ei nu mai sunt oamenii în care locuiește Duhul Sfânt. Nu poți fi, cum e cântarea aceea, da și nu, nu și da, nu se pot asemăna, nu, și așa mai departe. Nu? Nu poți fi și da și nu. Ori ești da, altfel e un compromis din ăsta pe care mulți își permit în seara asta. Eu aș vrea, frați și surori, să nu ne jucăm cu viața noastră. Că noi putem trăi din amintiri, putem trăi din multe alte lucruri pe cum îi vezi pe unii. Da, zice, eu am Duhul Sfânt. Ai Duhul Sfânt și locuiește Duhul Sfânt în tine dacă trăiești după îndemnurile Duhului. Să nu spună mie unul că el locuiește Duhul Sfânt în el și el are numai duc de ceartă. El are numai duc de a da după a unul și a da după altul. De a pune gri, de a spune tot felul de vorbe. Na, na, na. Pentru că uitați-vă bine ce spune Biblia. Uitați-vă, în Efeseni îi vezi pe ăștia, domnule, care s-a prind, domne, să nu spună și să pună lucrurile pe seama Duhului, pentru că în Efeseni, capitolul 5, spune de la versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, auziți? Unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4:29. Și acum observați versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acum auziți în contextul ăsta. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Nu știu dacă asta e în tine, spune mie, duhovnicesc. Păi în primul rând, uitați-vă bine ce spune. Întristez pe Duhul Sfânt. Apoi, completează Pavel spunând aici, dimpotrivă fiți buni cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Adică și de ai motive să te turezi, să fii iute, să te mâni, să strigi, să clevetești
Și știu eu să-ți manifest răutatea, Biblia spune să piară astea. Și îndemnurile Duhului întotdeauna vor da la o parte aceste lucruri. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, atunci la suprafață ies îndemnurile firii. Îi arăt eu. Și pocăietul zice, el am Duhul Sfânt și el merge până tribunale, el merge până la poliție, el merge până stânga, el merge până dreapta, îi arăt eu. El poate să-i arate. Dar întrebarea care se pune, după cum ce putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi, dacă trăim după îndemnurile Duhului? Noi cum trăim? Fiecare trebuie să bifeze în dreptul lui, nu trebuie să ziceți cu voce tare. Numai acum la final aș dori să spun, la finalul punctului 1, Doamne, ajută-ne în orice situație să trăim după îndemnurile Duhului Tău. Amin. Și să nu lăsăm ca îndemnurile firii să ne pulverseze viața și să ne facă să punem în aplicare acele lucruri care nu sunt potrivite cuvântului Tău. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, un al doilea lucru după care noi putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi, am zis, dacă suntem preocupați de lucrurile duhovnicești, al doilea lucru, dacă suntem preocupați de lucrurile duhovnice, adică preocupările noastre arată dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și auziți ce spune aici? Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii e moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului e viață și pace. Versetul 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești e vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Și ea nu se supune legii lui Dumnezeu. Nici nu poate să se supună. Și acum observați versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Adică preocupările noastre arată dacă Duhul Sfânt locuiește în noi. Care sunt preocupările noastre? Ce-i pe primul plan în viața noastră? Lucrurile de aici, de pe pământ, sau lucrurile de sus? Uitați-vă în Coloseni, capitolul 3, în versetul 1 și 2, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu! Observați? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, pe primul loc, prioritățile vor fi lucrurile duhovnicești. Dacă nu locuiește în noi, prioritățile noastre vor fi lucrurile de pe pământ. O să zică cineva, chiar așa de radical ești? Eu vreau să vă spun, mai adevărat, o zi, două, se întâmplă anumite lucruri, că nu poți, bună oară, să vii la adunare, să fii preocupat de lucrurile astea spirituale pe primul loc. Dar dacă e un mod de viață, înțelegeți? Dacă, să zicem, constant, la adunare vin numai duminică dimineață, și dacă vii din când în când, marți, joi, duminică după masă, vorbim așa, luăm lucrurile. Spune-mi ce te preocupă mai mult. Că lucrurile duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, păi El ne va mâna la întâlnire cu Domnul. Uitați-vă, așa ne place să citim de omul acesta al lui Dumnezeu, Simeon. Și citim în Luca la capitolul 2. Și aici, de la versetul 25, ni se spune despre Simeon. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și fiți atenți, Duhul Sfânt era peste el.
Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și observați, versetul 27, el a venit în templu mânat de Duhul. Noi unde mână Duhul? Dacă locuiește noi, unde ne mână? La meci de fotbal, să vedem că e ăla. Unde ne mână? Să stăm, dacă m-aș duce acum pe în case, cât stau și să uită la ceva film sau la ceva emisiuni de actualități sau eu știu ce preocupări au. Nu, unii de plimbat, unii copluat să nu-i prindă ploia, unul că are una că are de terminat nu știu ce, unul că are de făcut nu știu ce. Scumpii mei, din preocupările noastre putem să vedem dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, auzi, El te mână la casa Lui, El te mână să fii preocupat de lucrurile Duhului. E repetiție. Nici nu vreau să cânt, dar apoi și la repetiție să stau două ceasuri să repet, nu? Nu-i simplu. Să stau să mă rog, nu-i simplu. Nu-i simplu să stai în rugăciune, nu? Că unii gândesc că atâta e doar că ai rezolvat problema, nu? Nu. E atât de important să fii acel om care să pui pe primul plan lucrurile Duhului. Care sunt lucrurile Duhului? Lucrurile Duhului sunt lucrurile, ați auzit? Alea de sus. Domnul Iisus, uitați-vă în Matei, capitolul 6, de la versetul 31, spune ceva acolo atât de clar. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea. Sau cu ce ne vom îmbrăca. Următorul verset. Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caut. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Știe? Știe. Și uitați-vă următorul verset. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe dea. Adică Dumnezeu știe că ai nevoie de hrană, ai nevoie de îmbrăcăminte, ai nevoie de casă, ai nevoie de aceste lucruri, dar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, prioritatea întotdeauna vor fi lucrurile Duhului. Poate va zice cineva, ți-e ușor să spui că ești pastor. Și, mă rog, normal că trebuie să vii la biserică. Fraților, ascultați-mă, eu nu vreau să mă fac erou, acum am o vârstă, deja pot vorbi. Până acum nu prea vorbeam din minte, dar mă pot vorbi. Eu am lucrat o perioadă într-un depozit de lemne, după ce m-au dat afară din școală, încât mă punea schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3, schimbul 2, schimbul 3. Deci tot așa, înțelegeți? O săptămână eram 1 ori 2, următoarea obligatoriu 3. Dar puteți să-i întrebați, la ora 7 eram la Leordina, n-aveam nici mașină, aveam o bicicletă ucraina, că era frig, că era iarnă și erau temperaturi și la minus 28 de grade am luat în primire lemne. Și veneam dimineață și la ora 9 eram la biserică. Și nu eram pastor, nici nu visam de pastor atunci. Dar mergeam pentru că înțelegeam că lucrul ăsta este prioritar pentru mine dacă vreau mântuirea și vreau să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Am lucrat la pădure la un moment dat. Și veneam pe la ora 5-6 de sus după o zi și munca de pădure nu e simplă cu securia și să încarci lemne. Dar puteți să-i întrebați și pe alții. Eu nu știu să fiu lipsit o slujbă de la biserică. Nu știu. Eu am înțeles că prioritar în viața unui om sunt lucrurile Duhului, lucrurile împărăției. Eu asta le spun și copiilor mei și asta spun și dumneavoastră și spun oricui. Noi de multe ori privim prin prisma momentului. Și e adevărat că prin prisma momentului, prin prisma, știu eu, a prezentului, poate să câștigi. Dar problema se pune pe termen lung. Și pe termen lung se vede. Mă înțelegeți? Ce preocupări ai? Eu mă rog în seara asta ca bunul Dumnezeu să ne trezească la realitate și pe cei care sunt cu noi împreună online și să înțeleagă că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și cum putem ști că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, putem ști
din preocupările noastre, dacă suntem preocupați de lucrurile duhovnicești. Tu și eu, în seara asta ar trebui să răspundem. Eu de ce sunt preocupat? Care sunt prioritățile în viața mea? Dacă sunt lucrurile duhovnicești, atunci Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Dacă nu, atunci e o problemă. Și n-aș vrea ca nimeni să se înșele. Că a zice, bă, vin odată și eu și strig tare la rugăciune și turez motoarele și cu asta. Nu. Că știu eu, mai din când în când vorbesc în alte limbi și am rezolvat problema. Stai. Toate se văd, dacă toate astea sunt bune și frumoase, dacă preocuparea după lucrurile Duhului este evidentă în viața noastră. Dacă nu, e o problemă. Doamne, luminează-ne Tu. Amin. Și ajută-ne să fim acei oameni preocupați de lucruri duhovnicești. Amin? Amin. În al treilea rând, cum putem ști că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? Și răspunsul al treilea pe care îl dau în seara asta este tot din textul acesta, dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu. Aici e greu, uitați-vă ce spune versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Deci cei ce sunt pământești, versetul 8, nu pot să placă lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, punctul ăsta 2 pe care l-am arătat, ne duce aici. Iar ca eu și dumneata să fim plăcuți lui Dumnezeu, nu e simplu. Poate va zice cineva, dar de unde pot ști eu că sunt plăcut lui Dumnezeu? Ei, Dumnezeu a pus ceva în noi. A pus, vedeți, conștiința asta, care depozitează toate lucrurile pe care le-am făcut. Și dacă lucrurile ne osândesc, dacă nu avem în urma acțiunilor pe care le întreprindem, exact, uitați-vă cum spune în versetul 6, pe când umblarea după lucrurile Duhului e viață și pace. E, dacă nu-i viață și nu-i pace, și tot timpul stulburos, tot timpul neliniștit, și tot timpul numai altul e vinovat, și tot timpul... Pe acolo n-are loc Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt, observați, aduce în viața omului pace, aduce în viața omului liniște, e viață și pace. Și atunci un astfel de om în care e pace și liniște, e acea viață trăită cu Dumnezeu, acel om poate să fie cu adevărat plăcut lui Dumnezeu. El primește mărturia asta în adâncul ființei lui. Uitați-vă, Enoch era în viață și spune autorul epistolei către evrei, citim, Evrei 11:5, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Auzi, el a primit mărturia asta, adică el a simțit acolo, în adâncul ființei lui, că e plăcut lui Dumnezeu și înainte de mutarea lui. E, trăim aici în lumea asta. Și vedeți, nu știe nimeni când poate să plece de aici. Ce mărturie ai? Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, uitați-vă, spune Apostolul Pavel în Coloseni. Citim doar capitolul 1, versetul 10, da? Un verset citim. Uitați-vă, fixați-vă privirile spre el. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Dar dacă nu ești plăcut în orice lucru, nu? Păi normal, cum să fii plăcut dacă te duci nu știu pe unde? Dacă faci nu știu ce? Păi poți să fii plăcut lui Dumnezeu? Tu singur spui. Păi dacă m-am dus acolo, dacă am înjurat, dacă am blestemat, nu? Ferească Dumnezeu, spunem nu. Dacă te-ai dus în locuri nepermise, dacă faci nu știu ce lucru, nu. Ești tot în ceartă, tot timpul învărți abia de numai, nu? Păi n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu. Aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Ei, toate astea sunt semnalmente că ești plăcut Domnul. Dar dacă tu nu ești preocupat de Biblie, tu nu știi trei versete să spui din Biblie. Tu
nu ești interesat să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să adâncești cuvântul lui Dumnezeu. Nu te interesează faptele alea bune, crescând, aducând roade și să fii plăcut în orice lucru. Păi poți fi plăcut lui Dumnezeu? N-ai cum. Și atunci vedeți dumneavoastră, oamenii în care locuiește Duhul Sfânt, ei sunt plăcuți lui Dumnezeu, că ei sunt preocupați de astea. Îți preocupați ca în orice lucru să fie plăcuți lui Dumnezeu. Să aducă roade bune, să crească în cunoștința lui Dumnezeu. Nu? Da, sunt anumiți oameni pe care nu-i interesează nimic. Și dacă vin la adunare, dacă îi întreb de unde s-o predicat, ce s-o citit, dacă îi întreb de anumite lucruri, ei au treabă numai eventual să comenteze. De aceea să fim cu luarea minte și să înțelegem toți că oamenii în care locuiește Duhul Sfânt și cum putem ști că locuiește, dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu, iar noi singuri putem ști dacă aducem roade în tot felul de fapte bune, dacă creștem în cunoștința lui Dumnezeu și dacă simțim, primim mărturia aceea cum a primit-o Enoch. El a primit înainte de mutarea lui, că e plăcut lui Dumnezeu. Cântăm noi o cântare, zicem, fie plăcut, nu? Răspândește lumina oriunde te-ai găsit. Și refrenul zice, fie plăcut, fie plăcut Domnului. Numai lui! Lui Satan nu-i da nimic. Dă-i lui Iisus că El te-a iubit. E, dacă nu dai lui Satan nimic, înseamnă că ești plăcut lui. Dacă îi dai lui și stai la tarabele lui și iei câte ceva de pe acolo, păi n-ai cum să fii plăcut în orice lucru bun, nu? Unul își mai permite poate o țigară, unul, cum spuneam, poate un narcotic, altul un păhărel de ăsta, că am auzit pe unul spunând că dacă ia un pahar de tărie de asta moroșenească, îi trece la stomac. Altul că îl încălzește un pahar de vin roșu, altul aia și stă la taravele astea, ale diavolului, nu? Zice, lui Satan nu-i da nimic. Și dacă nu-i dai nimic, poți fi plăcut lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ce ziceți? Suntem plăcuți așa? Dacă în seara asta, nu? Ne spune Domnul, trebuie să pleci din lumea asta. Ce mărturie avem? Plăcut? Nu-i simplu. Dar vedeți, noi, cum spuneam, trăim de multe ori din amintiri. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și e bine. E, dar problema se pune acum. E prezentul. Că de multe ori, vedeți, așa poți da cu piciorul în toate, în câteva secunde, să ne păzească Domnul și să ne ajute să trăim în așa fel încât să fim plăcuți Lui. Amin. Și în al patrulea rând, mai scoatem un lucru și închei. Cum putem ști că Duhul Sfânt locuiește în noi? Și răspunsul este, dacă rețineți, dacă avem nădejdea învierii, dacă avem nădejdea învierii. Uitați-vă ce spune versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Știți, Eminescu spune, Coșbuc spunea într-o poezie de-a lui, credința în zilele de-apoi e singura nădejde în noi. Că multe stari cum credem noi și mâine nu-s. Și mâine s-ar putea să nu mai fii sănătos cum ești azi. Și mâine să nu mai ai serviciul pe care l-ai azi. Și mâine să nu mai ai banii pe care i-ai azi. Casa pe care o ai azi. Și câte alte lucruri. Știți cum se pot schimba așa? Noi aveam săptămâna viitoare 4 zile de Consiliu Bisericesc. Aveam atâtea planuri, atâtea lucruri așa. Dintr-o dată se pot schimba, înțelegeți? Sunt atâtea situații în viață și nu pot ști. De aceea vă rog, rețineți. Viața asta pe care o trăim noi e o viață pe care o pune Dumnezeu la dispoziția noastră. E un timp pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția mea, la dispoziția voastră. Este vremea aia de har. Cum o folosim? Și în vremea asta noi trebuie să trăim în așa fel încât orice s-ar întâmpla trebuie să avem acea nădejde a învierii, că într-o zi vom fi acolo cu Iisus. Unii zic că acolo la mormânt se termină viața și de acolo nu mai are nicio speranță. Na, na, na,
Uitați-vă, spunea Apostolul Pavel Tesalonicenilor în 1 epistolă, capitolul 4, versetul 13. Ia uitați-vă ce clar spune aici Apostolul Pavel. Da? Nu voi, în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și uitați-vă mai departe ce spune, 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în el. Nu credem? Păi dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, atunci credem. Asta e tăria, dacă vreți, credinței noastre. Că vom fi acolo cu el în slavă. Nu cum zic unii, acolo la mor. A, băi, cine știe ce-o mai fi după ce l-a pus acolo în mormânt? Nu ce-o fi. Ce nădejde aceea că vei fi cu el. Eu nu o să uit. M-a întrebat mama, câți ani ești de când a murit tatăl? Așa, ea, să-i spun cu exactitate, sunt 41. 41 ori fi în octombrie 3. Dar eu țin minte că am plecat ultimul, mai era oia care mai pe acolo cu mormânt. Dar eu atunci, tânăr cum eram, de 19 ani spre 20, eu n-am zis adio. Nici nu m-am aruncat acolo pe mormânt, nici n-am făcut nu știu ce pe acolo. Ce am spus la revedere, tată. Și am avut nădejdea și am, când într-o zi ne-am întâlnit acolo în împărăția lui. Chiar dacă era în plin comunism, în 83, te rădeau de tine dacă vorbeai tu de înviere și de Iisus și de Dumnezeu. Însă, i-am avut nădejdea asta și am știut unde s-a dus tata. Și a zis, vine o zi și știu că în ziua aceea, acolo pe țărmurile veșnice, va fi o întâlnire. Va fi acea întâlnire cu Iisus, cum spune în Tesaloniceni, uitați-vă, capitolul 4, și acum puneți, vă rog, versetul 15, 16, da, să nu, pune și 15, da, hai să-l citim, că acum, în adevăr, iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Lui, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, spune cuvântul Domnului mai departe, 17, noi cei care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Avem nădejde de asta. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, atunci avem nădejdea învierii din morți. Doamne, ajută-ne! Pot să râdă de noi cât ori vrea, pot să ne catalogheze cum vor, să ne batjocorească. Dacă Duhul lui Dumnezeu e în noi, El ne spune că într-o zi vom fi acolo cu Domnul. Să ne ajute Domnul aceasta. Cum putem ști că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? În primul rând, dacă trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, dacă suntem preocupați de lucrurile duhovnicești, ajută-ne, Doamne, să fim preocupați. În al treilea rând, dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu și am văzut cum putem fi plăcuți. Și în al patrulea rând, dacă avem nădejde învierii din morți, o, Doamne, ajută-ne. Amin.